Bine, vă mulțumim că ați venit în condițiile astea la maraton, la 8-a ediție. E clar, sunteți cei mai vitești dintre mountain biker, pentru că anul trecut am avut mult mai mulți, dar de fiind condițiile meteo, voi ați dat stilul condelui și ați venit și ați avut și noroc, că nu a fost chiar atât de greu pe cât puneam. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit la 8-a ediție a maratonului medievalului de Iași. Le mulțumesc și sponsorilor care ne-au ajutat să organizăm acest concurs. Și o să începem festivalul de premiere, după care o să facem tombola. Începem cu 40 de kilometri feminin. Locul 3 se acordă concurentei Ferraru Silvia, categoria 14 ani, distanța 50 de kilometri. Ferraru Silvia. Locul 2 se acordă concurente Tumbo Tăvanesa. Thank you.
150 km feminin. Locul 3, Silav Adriana. Locul 2, Zeicu Andreea. Locul 1, Soare Ioana. La categoria 40, peste 40 de ani, distanța 50 de km, am avut un singur concurent, o singură concurentă, avem un singur premiu. Locul 1, Orariu Camelia. Orariu Camelia. Trecem la categoria la băieți, 50 de km, categoria 14-18 ani. Locul 3, Groze Alexandru. Groze Alexandru. Locul 2, Popa Daniel. Mergem mai departe, următoarea categorie, 19-29 ani, locul 3, Kelemen Arba. Locul 2, Radu Tudor. Bravo, Tudor! Locul 1, Mania Rareș. Locul
la categoria 30-39 de ani, Panaitescu Nicușor, locul 3. Locul 2, Racos Cristian. Locul 1, Sighiar Tolazlo. De ani peste. Farca Sandor, locul 3. Farca Sandor. Locul 2, Bogoroș Ioan. Saro și Francis. Trecem la proba de 80 de kilometri. Locul 2. Avem doar două concurente. Locul 2, Miclos Iacinta. Ce să-i fac? Acolo. Miclos Iacinta, locul 2, 80 kilometri, 19-29 ani. Locul 1, Fodor Emeser. Locul 1, Ionas Cumare.
80 km, categoria 30-39 de ani, locul 3. Carbonel Albert, locul 3, 30-39 de ani, 80 km. Locul 2, Login Vasile. Locul întâi, Frunzeanu Mario, Marian. Categoria 19-29 de ani, 80 km. Locul 3, Logigan Lucian. Locul 2, Juganaru Răzvan. Categoria 19-29 de ani, 80 de kilometri, câștigătorul maratonului din acest an, Petrache Marius. Ok, după cum
Să rog eu pe Horea, sponsorul meu principal de la prima ediție și care anul ăsta a început să se dea cu bicicleta. Hai Horea, îți dau o cască. Chiar dacă nu sunteți la fel de antrenor sau profesioniști, să câștigați ceva.